Partea emoțională o am de obicei când ascult. Ah. Dar da, așa când e. Ascultă, zicem o piesă foarte frumoasă pe care o a cântat un lăutar sau un țăran sau am pe o înregistrare și îmi place foarte mult, atunci cumva pot să am acest sentiment de... al acestei lumi pe care noi o am pierdut-o sau nu mai avem pe lângă și noi. Și cum arată această lume? Care e... cum arată? Care sunt legile? Fără de legile. Am mai fost întrebat. Astea sunt întrebările cele mai complicate, da. Ce lucruri vă trec prin cap? Ce-am pierdut noi în această poveste sau... Când ascult, am sentimentul că noi am pierdut ceva, asta e sentimentul pe care l-am. În toată această lume în care am câștigat enorm de multe lucruri, nu? De la chestiuni de comoditate și multe, multe lucruri, da? Diversitatea vieții, bogăția vieții, nu vezi filme, vezi teatru, vezi concerte, vezi, nu mai trebuie într-o lume rurală în care nu ieși din sat, poate, decât de două ori în viață sau... Nu? Deci viața noastră e extrem de bogată, poate prea bogată de multe ori și asta ne dă... dureri de cap să ne îmbibe toate, că vrei să înveți și o limbă străină, vrei să duci copilul la step, vrei să faci și nouă, să mergi la mare, și la munte, și în țări străine, dar și la noi, dar și... sunt multe, sunt foarte multe și alergăm după această bogăție, nu? Dar în această, toată această lume, ceva am sentimentul și când, într-un fel sau altul, am contact prin muzică, o am eu cu această lume dispărută, că am pierdut ceva. E foarte greu de spus. Am pierdut foarte multe. Ce anume? Fericirea. Am pierdut-o din start. E, cum am zis și mai devreme, fericirea. Și pur și simplu un zâmbet pe buze și să vezi în ochii celuilalt, chiar dacă e fată sau băiat, nu contează că... Așa să vezi că aproape că, nu știu, că există o încredere reciprocă între oameni sau că există ceva care îi leagă că suntem toți de un fel sau mai știu eu ce, sunt atât de multe și eu nu le mai văd pe astea și nu mă refer la zâmbete către fete sau alte asemenea. Este sau, o... Pur și simplu mă uit la un om în vârstă în ochi și la unii dintre ei încă văd că sunt vii cumva în continuare, au ochii jucăuși sau mai știu eu ce, sunt, e o chestie acolo și... Sau cum simțeam când eram mai mic și mai făceau unii de ăștia tot mai în vârstă, mai făceau cu ochiul, știi? Că îți fac unii mai șugubeți, cum se zicea. Da, da, da. Sunt așa, de un fel. Și chestia asta s-a pierdut foarte mult în momentul de față. Și cred că asta e unul dintre nu singurele, dar cele mai importante pentru mine lucruri care s-au pierdut.